Cine înșală zboară, așa erau întâmpinați în anul 2015 românii și bulgarii în Germania de către un reprezentant al guvernului federal. Între timp însă nu există statistici foarte clare referitoare la abuzarea sistemului social de către noi cetățeni comunitari din România, de exemplu. Totuși au anumite drepturi. Despre aceste drepturi vorbim astăzi cu Horațiu Dancu, asistent social și consilier în cadrul unui proiect european destinat integrării cetățenilor europeni în Germania. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Voi începe prin a vă întreba direct în ce măsură au românii, de exemplu, care lucrează în Germania, dreptul de a primi alocație pentru copiilor? În primul și primul rând, cred că e important pentru cetățenii români de știut că alocația în Germania nu este nu se poate compara cu cea din România. Aici alocația pentru copil este stabilită în legislația fiscală și este în principiu o subvenție fiscală care se primește. De aceea dreptul la alocația de copil în Germania se deduce din obligația fiscală care o persoană o are în această țară. Obligația fiscală, practic, intervine în momentul stabilirii reședinței în Germania și este independentă de faptul că persoana respectivă lucrează sau nu. Asta este foarte important de știut. În 2019 s-a introdus o modificare legislativă prin care cetățenii europeni sunt excluși în primele 3 luni de la dreptul alocației pentru copil în cazul în care nu lucrează. Da? Dacă ar lucra, ar avea din prima lună dreptul respectiv. Acum, statul german a încercat prin modificarea respectivă să prevină practic abuzul serviciilor sociale din Germania, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu cred că printr-o așa o restricție se poate ajunge la un rezultat mulțumitor. Pe de altă parte, știm însă că multe sectoare din economia germană sunt dependente de forța de muncă din țările comunitare ceva mai sărace, cum se spune și în Germania, vorbind de multe ori despre migrația sărăciei. În ce măsură acești oameni care vin în Germania și lucrează, în momentul în care sunt concediați, au dreptul la ajutor de șomaj? Sunt respectate drepturile în acest sens? Da, la dreptul de șomaj, practic, au aceeași dreptul ca și cetățenii germani, ceea ce înseamnă că trebuie să aibă 12 luni contribuții efectuate în casa de șomaj în decurs de 30 de luni de la data depunerii cererii de șomaj. Da? Deci este posibil, în Germania este posibil să beneficiezi de ajutorul de șomaj și în momentul în care nu ai lucrat 12 luni consecutive, da? Întreruperi pot fi în decurs de cele 30 de luni recursive. Ceea ce poate ar mai fi important de știut pentru cetățenii români este că dreptul la ajutorul de șomaj poate fi luat și în momentul în care se părăsește Germania, în momentul în care, de exemplu, un cetățean care aici are un drept de șomaj prin contribuțiile efectuate dorește să se întoarcă în România sau să își caute de lucru într-o altă țară a Uniunii Europene, poate practic beneficia de ajutorul de șomaj în decurs de 3 luni în respectiva țară. Da?
Deci este important de știut că românii, de exemplu, care au lucrat în Germania și au primit ajutor de șomaj și spun nu vreau să mai rămân aici, își pot lua aceste drepturi pentru maximum 3 luni în țară în momentul în care se repatriază. Știu că lucrați în cadrul unui proiect european destinat integrării cetățenilor europeni în Germania. Cu ce probleme vă confruntați? De fapt, ce le-ați recomanda celor care vin și vă solicită ajutorul înainte de a pleca eventual din țara de origine pentru a se integra mai repede în Germania, de exemplu? Ah, da, Germania este o țară care are foarte multe restricții. Este foarte greu. Deci, în principiu, aș spune persoanelor care doresc să vină în Germania, ar fi indicat să se informeze care sunt regulile și care sunt drepturile lor în respectiva țară. Germania este însă una din puținele țări europene care are atât de multe reguli încât este aproape utopic să te pregătești corespunzător. Ceea ce este foarte important știut pentru cetățenii europeni este că în Germania serviciile sociale sunt gratuite, de aceea întotdeauna se recomandă ca în momentul în care ai dubii sau ai o întrebare să apelezi la un astfel de serviciu unde vei primi și un răspuns corect la întrebările respective. Acum, din experiența mea, este așa, cetățenii români tendează mai mult să întrebe la rude, la cunoștințe, când nu știu ceva, ceea ce mi se pare fatal pentru integrare, pentru că de multe ori, de foarte multe ori, informațiile care le primesc nu sunt corecte, nu sunt complete și astfel se creează o grămadă de probleme care ar putea fi evitate foarte simplu. De multe ori ajunge și apelarea telefonică la un astfel de serviciu, deci nu este necesară prezența în cadrul unei consilieri. Se poate da un telefon, se poate pune o întrebare, nu este niciun fel de problemă. Și prin fondurile europene, prin care sunt finanțate o grămadă de proiecte în Germania, între timp sunt și relativ multe oferte de consiliere în limba română. Horace Dancu, consilier în cadrul unui program european și asistent social în Germania, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații deosebit de importante. Cu plăcere!